O pompă de combustibil din județul Argeș contoriza costul cantității de combustibil livrat ca și când ar fi fost distribuită în mod real, dar, în fapt, containerul de combustibil era gol. Este concluzia inspectorilor Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș. Conform Observator News, un șofer de tir a transmis live pe Facebook momentul în care alimentează în gol la o benzinărie din Argeș. Ia uitați cum se alimentează un camion cu aer. Ia uite cum se fură motorină. Ziceți voi, fraților, veniți să alimentați. E bun, nu? Uitați, furt pe față. Hai să mai băgăm la rezervor ca să mai dea din gazele alea afară. Vă arăt eu. Am băgat 300 de litri, ci că 300 de litri de aer. După ce că ieși 9 lei motorina, furt pe față, furt calificat. Stația F1 de la Găiești, veniți și alimentați aici. Hai să mai băgăm puțin aer în rezervor. Să umflu roțile, susține șoferul. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au mers să facă verificări după ce s-au autosesizat. Situația prezentată se referea la faptul că o pompă de combustibil funcționa în continuare, deși rezervorul corespunzător era gol și contoriza costul așa zisei cantități de combustibil livrate, ca și când ar fi fost distribuită în mod real. Potrivit sursei citate la fața locului, reprezentanții companiei au comunicat verbal comisarilor. Faptul că persoana respectivă ar fi alimentat totuși în mod real cu o cantitate consistentă de combustibil pe care nu a mai plătit-o, cu titlul de gest comercial din partea operatorului economic. Controlul inspectorilor de la Protecția Consumatorilor a fost extins și la produsele comercializate. Astfel, în unitate nu erau prestate servicii de alimentație publică, dar au fost constatate abateri referitoare la afișarea prețurilor și la alte detalii de informare. Acțiunea comisarilor argeșeni nu s-a încheiat încă în ceea ce privește operatorul economic menționat, iar în zilele următoare vor fi verificate și alte informații și documente referitoare la această situație, relatează Observator News.